Bună seara și bine v-am găsit la o nouă emisiune culturală în imagini. Am spus-o de fiecare dată că județul Gorj are tineri frumoși, deștepți și talentați. În ultimii ani am promovat foarte mulți tineri și acest lucru vom face și în continuare. Iar pentru a vă demonstra acest lucru, în această seară am un astfel de tânăr alături de mine în cadrul emisiunii Cultura în Imagini. Dar mai multe vom vorbi cu invitata mea din această seară, Anastasia Văduva, o interpretă de muzică populară. Salut, bună seara și bine v-am găsit. Îți mulțumesc că ai acceptat această invitație. Cu mare drag. Și văd că n-ai nicio emoție. Nu, sunt bine. O să vorbim la pertu. Da, ok. E cel mai bine așa, da? Da. Uite, remarc un lucru la tine și asta îmi place foarte mult. Încă de când am stabilit această emisiune, ai zis că o să vii îmbrăcată în costum popular. Da. Și văd că te-ai ținut de cuvânt. Da. Ce reprezintă pentru tine costumul popular în condițiile în care ești o tânără de 16 ani, iar de obicei tinerii merg cu tricouri rupte, bluși tăiați, au alte vârste să promoveze altfel. Ca solist de muzică populară, eu așa văd să fie normal, să vin într-o ie. Cred că dădea urât să vorbesc despre folclor, despre sat, despre ce o să mai vorbesc și să vin în tricou. Dar ce reprezintă pentru tine costumul popular? Că am înțeles, tot așa, din discuțiile purtate, că avea mai multe costume populare, nu doar unul singur. Sau... Da. Este zestrea de la chiar străbunica. Cred că costumele au o vechime de peste 100 de ani. Și chiar îmi plac. Adică nu 100 e... de ani? Da, chiar peste 100 de ani. Și... Le port cu mare drag, pentru că știu că sunt din neam, din strămoși. Uite, chiar apreciez că văd că vorbești de strămoșii tăi și, da, practic, tu purtând aceste costume îi respecti. Exact, da. Și te regăsești, purtând acest costum, te regăsești, da, acolo în această... Cum să spun eu, oamenii care au fost în spatele tău până acum și te-au ajutat într-un, da, fel să ajungi în acest moment. Da. Bun, hai să vorbim puțin despre tine. Ai 16 ani și, da, ești elevă. Da. Unde ești elevă? La Liceul de Arte Constantin Brăiloiu. Din Târgu Jiu. Da, din Târgu Jiu. Și cum ți-ai descoperit această pasiune pentru muzica populară? Ce-i drept, cred că pe la... Nu chiar muzică populară, dar pasiunea pentru muzică mi-am descoperit-o pe la vârsta de 5-6 ani. Știu că mergeam la străbunica și găseam tot timpul pietre sau nisip, lemne, luam bețe și mă urcam pe ele și începeam să cânt. În limba mea, dar începeam să cânt. Important este că, da, ai început să cânti la 5-6, da, ani. Iar muzica populară am descoperit-o pe la vârsta de 7-8 ani, acolo, în comuna mea natală, din comuna Bustochin. Domnul Nicu Fâciu a organizat niște cursuri și bunicii m-au rugat să mă duc, să-mi încerc norocul, pentru că au văzut că lălăi prin curte și... Că încercai să... Da, au zis, poate se leagă ceva. Și m-am dus. Ce-i drept, prima dată am fost speriată. Nu. De ce ai fost speriată? Aveam foarte multe emoții și ziceam că nu, că nu-i de mine, că eu eram o fire și nu că sunt. Nu te văd o persoană emotivă, că a intrat în emisiune direct. Acum m-am mai obișnuit, dar înainte eram o fire foarte emotivă și știu că prima dată când am cântat acolo eram toată roșie și nu știam ce să fac. Tremuram. Mai ții minte prima melodie care ai cântat-o când te-ai dus la aceste cursuri sau când te-ai dus să dai o probă sau cum s-a întâmplat? Da. Pe câmpul cu florile. Țin minte că am cântat și melodia aceasta cred că am cântat-o și în primul spectacol. Și a fost bine. Deci teoretic ai avut puține emoții. Da, prima dată chiar da. Dar uite ce am remarcat la tine și vreau să spun ceva celor care ne urmăresc acum. Nu știu dacă ne aud, e un secret al nostru. Da. Ai spus de bunicii tăi că te-au ajutat să faci acest, da, pas. Da. Bunica ta este cu noi aici. Da. Nu te slăbește deloc, tot timpul unde vine cu tine. Da, da,
Și de aprecia lucrul ăsta că te susțin în activitatea pe care o faci. Deci, practic, bunicii te-au dus către acest... Bunicii m-au susținut pe acest drum și le mulțumesc. E foarte bine că ai reușit, că au reușit acest lucru și, încă o dată, repet, văd că te susțin în continuare. Da. Adică bunica ta o văd aici. Da. Și peste cred tot. Că are mai multe emoții decât tine. Da, probabil. Bun, deci te-ai fost la acest, la domnul Fuciu. Da. Da? Ai dat aceste probe. Ce ai făcut mai departe, din punct de vedere artistic? Am continuat să mă duc la cursurile dumnealui. De acolo au trecut ani, concursuri, emisiuni, filmări. Apropo de că au trecut ani, ai fost numai la aceste cursuri cu la domnul Făciu? Sau ai mai avut și alți profesori care te-au îndrumat de-a lungul timpului? Nu, de fapt ce-i drept în timp ce făceam cu domnul Nicu Făciu, știu că se mai făceau pe lângă cursurile de canto și cursuri de nai, de orgă și știu că din curiozitate m-am dus la orgă și acolo am dat de domnul profesor Constantin Argint, care m-a făcut să mă prind de... Să prinzi, da. Să descoperi și această pasiune față de orgă. Și când și la orgă? Nu. Sau te-ai lăsat? M-am lăsat pentru că dumnealui a plecat și știu că a venit alt profesor. Eu mă învățasem cu dumnealui și nu am mai putut să mă duc la altcineva. Dar acum la liceu fac pian cu domnul Pătrulescu Ionuț. Deci, practic, la 16 ani, da, ești un tânăr din județul Gorj, repet, care chiar se vede că ai talent și pui suflet în ceea ce faci. Te ocupi de cânti muzică populară și pian. Da. Cum se împacă această pasiune a ta cu ce se întâmplă în ziua de astăzi cu tinerii? Că voi tinerii, bine, voi tineri, că acum mă simt pupa ca și bătrân, așa m-am exprimat. În general, tinerii din ziua de astăzi se ocupați cu tablete, cu telefoane, cu discoteci, cu cluburi. Cum se împacă pasiunea asta ta cu zilele noastre? Cu discotecile și cu cluburile nu pot să zic că mă înțeleg atât de bine. Nu, nu am treabă. Nu știu. Eu am... Nu știu să vă explic. Am prins un drag de muzica populară și mi-a intrat în sânge. Nu e ca și cum aș sta non-stop. Într-adevăr, mai am și eu momentele mele când stau pe telefon, când sunt de partea tinerilor din ziua de astăzi. Cred că toată lumea stă pe telefon și în urmă cu vreo două zile când au picat anumite rețele, toată lumea cred că vreo câteva ore... Dar când e vorba de muzică, e vorba doar de muzică. Deci, și în afară de muzică populară, mai cânti și altceva sau doar muzică populară? Doar muzică populară. Iar, apropo, și cu alegerea aceasta către muzică populară, am văzut, pe de altă parte, mulți tineri care, bun, încep cariera muzicală, dar și aleg, nu știu, pop, rock, folk. Și eu am fost atrasă de muzica pop. Dar, cântând muzică populară de la 7 ani, eu m-am obișnuit așa, adică nu ar strica, nu aș zice nu dacă mi-ar propune cineva să mă duc să cânt muzică pop, aș încerca, dar pasiunea mea tot asta rămâne, muzica populară. Muzica populară. Da. Asta e foarte bine. Iar la fel în povestea că ai fost prin festivaluri. Da. Și înainte să venim la această emisiune, te-ai dus să vrei să vii cu diplome și ai zis, lasă, nu te vie, am văzut că ai foarte multe diplome și a zis că nu este nevoie să vii cu ele. Care a fost primul festival la care ai participat? Chiar festivalul din comuna mea, din comuna Bustuchim, festivalul Justina Bălățeanu. Mare emoții. Cred că acolo am câștigat mențiune, dacă mi-aduc bine aminte. Deci primul a participat și ai și câștigat ceva, un premiu. Contează. Pentru mine nu contează neapărat premiul. Cred că pentru mine contează să particip, să știu că am participat și sunt mulțumită. Da, corect. Pe de altă parte și premiul, într-un fel să răspândește munca. Uite ce remarc la tine. Port popular și am început emisiunea de aproximativ 10 minute. Și în 10 minute ai spus de
te-ai exprimat de două, trei ori legat de comuna ta, de Bustuchin. Și îi spui, comuna mea. Da. Cât de mult reprezintă pentru tine această comună? Deoarece, iar la fel, revenim la tineri. Mulți uită să se mai ducă la țară și vedem foarte multe sate din România părăsite. Dar văd că tu spui comuna mea. Reprezintă foarte mult pentru că îmi place să mă duc la țară, să mă recreez, să stau pe la bunici prin curte, să stau cu animalele, să stau prin grădina bunicii, să mă duc să mai fur câte un fruct ceva. A, bine, asta cu furatul din grădina bunicii, și eu când mă duceam la țară când eram tot așa de vârsta ta, îmi plăcea să fur din grădina vecinului câte un măr sau ceva. La bunica nu mă duceam să fur din grădină, și era mai bun mărul din grădina vecinului. Da, corect. Și te duci destul de săptămânal sau cum la țară? Da, depinde cât timp liber am, dar tot timpul când prind liber mă duc la țară. Profit de ocazie. Și vorbind de timpul tău liber, totuși ești elevă. Cum se împacă pasiunea ta pentru muzica populară cu școala? Până la urmă, școala trebuie să fie prioritate. Da, exact. Și cum se împacă? Din câte știu, mai mergi pe la anumite evenimente, sâmbăta, duminica, ești invitată la anumite petreceri, sunt oameni care deja te-au remarcat și te vor să te aibă aproape. Cum se împacă această pasiune cu școala? Încerc cât de mult posibil să dau prioritate școlii, chiar dacă și evenimentele sunt importante, dar nu atât de mult cât este și școala. Și încerc tot timpul să, de exemplu, duminica, să nu mă aglomerez, pentru că știu că luni dimineața am școală. Deci ai și astfel de situații în care spui nu când te cheamă cineva la evenimente? Da. În timpul săptămânii, în timpul școlii, da. Deci la 16 ani sunt destui oameni care te cheamă la evenimente și ai ajuns în acel moment să spui să mai spui și nu pentru o nouă dată, dar e foarte ceea ce spui tu acum. Revenim iar puțin la muzica populară. Deci domnul Fuciu te-a descoperit. Da. Da? Te-a susținut și te susține în continuare? Adică mai ții legătura cu dumnealui? Mai vorbiți? Da, ținem legătura. Chiar dacă acum sunt la liceul de muzică, ținem legătura. Și adică te ajută în continuare, dacă ar fi, de exemplu, să ai nevoie. Că contează foarte mult să ții legătura cu un profesor care te-a descoperit și care te-a format, într-un fel. Da. Și deții legătura cu domnul Făcea. La școală, cum sunt colegii? Sau acolo nu, ce spun? Uite, vine care că ea cântă sau nu există anumit... Nu, pentru că sunt la liceul de muzică. Sunt la liceul de muzică și toată clasa cântă. Da, deci toți colegii... Adică ne acompaniem între noi, nicio problemă. Ascultăm muzică, nu, nicio problemă. A, și nu v-ați gândit vreodată să vă faceți o formație toți? Ca să cântăm împreună la evenimente. Nu ne-am gândit, da... N-ar strica. N-ar strica acest lucru. Bun, deci primul festival a fost în comună la tine, în comuna ta, ca să spunem. Da. Să scot în evidență încă o dată ceea ce spui tu de la începutul emisiunii. La ce festivaluri ai mai fost și dacă ai mai obținut premii? Am fost la festivalul Maria Lătărețul din Horezu. Am obținut și acolo mențiune. Anul acesta, din păcate cu pandemia... am concurat online, concurat la Festivalul Național Emil Monția din Arad, unde am câștigat premiul întâi, și la Festivalul Național Rapsodii de Vară din Timișoara, unde am câștigat locul 2. Deci, cam la toate festivalurile la care ai participat, ai câștigat ba mențiune, ba premiul 2, ba premiul 1. Felicitări pentru acest lucru. Mulțumesc! Dar am remarcat ceva pe lângă aceste premii. Ziceai că la festivalul de la Arad ai participat online. Da. Pentru cultura mea generală, cum se desfășoară un astfel de festival online? Adică eu văd artistul pe scenă, iar cei care ascultă să stea pe scaune, să se uite la artist. Da, așa ar fi normal, dar noi la școală ne-am filmat. Am filmat în costume populare, o doină și un cântec cu acompaniament.
pe care le-am trimis la producătorii concursului și de acolo au ascultat ce le-am trimis noi și... Și așa v-au... Da. N-ați intrat online să stați, nu știu, în fața calculatorului și începeți să cântați? Nu. Am trimis videoclipurile și de acolo ei au decis. Ei au decis pe baza acestor videoclipuri. Da, interesant. Și cum ți se pare faptul că există astfel de festivaluri online? Că te văd că nu pleci de acord cu ele. Nu, pentru că așa ar fi și normal... un concurs să se desfășoare, un spectacol, orice, să se desfășoare cu public, scenă, artistul pe scenă. Nu sunt de acord, dar nu avem ce face momentan cu pandemia și ne descurcăm cum putem. Uite, remar la tine și această fază, că pui accentul și pe situația care ne aflăm noi în momentul de față în România. Te-a afectat într-un fel din punct de vedere profesional? Sau s-a întâmplat să fii chemată la anumite evenimente, să participi și la un moment dat, cu două zile înainte, să spună nu, s-a anulat că nu mai putem? Da, da. Am pățit de foarte multe ori. Tot din cauza pandemiei? Da, tot din cauza pandemiei. Sau ai mai pățit, de exemplu, să te duci la evenimente și să stai undeva mai retrasă, adică să nu stai acolo în mijlocul invitațiilor, tot așa din cauza pandemiei, să fie anumite restricții? Sau... Nu. Nu am pățit. Asta, pe asta n-am pățit-o. Am pățit faza cu ora două. M-am trezit cu poliția. Da? Da. Da. Unde, nu trebuie să spui la cine? Aici la noi în județul Gurș? Da. Și cum a venit poliția la ora două și ce s-a întâmplat? Bine, de fapt, a venit la ora trei. Noi depășim puțin programul. Nu, n-ați depășit programul, ora două, așa ca să nu ne audă nimeni. Da, bine, noi ne pregăteam să plecăm. Fix când mă pregăteam, deja aveam totul strâns, m-am trezit și cu poliția. Și ce faceți? E ora două, e ora trei, unde... Ce mai căutați? A, păi, mai stăm și noi de vorbă. Puteți să le spuneți, domnilor, noi încă repetăm pentru evenimentul de mâine, care avem de mâine, da. Și evenimentul la care am participat s-a terminat. Și, da. Deci ați avut și situația să vină poliția peste voi în astfel de evenimente. Da, bine, probabil chemat de altcineva vecin. Răutăți. Da. Se mai întâmplă, exact. Ca la noi, nu e problema de asta. Da. Și v-au dat amendă sau nu? Nu, sau m-au iertat? Doar un avertisment micuț acolo și gata. Au văzut că ne pregătim să plecăm, ne-au lăsat în pace. Bine, acum ca spirit de glumă am văzut că se mai poartă. Puteți să le faceți și o melodie rapidă. În timp ce scriau avertismentul, să le cântați o melodie sau... Da, poate nu? Se mai muiau. Că am văzut pe la televizor în diferite știri, în diferite știri naționale, oameni care le cântau la politici. Era o variantă și asta. Bine, acum râde în glumii, oamenii și-au făcut treaba. Da. Deci ai avut și astfel de situații în care au început evenimentele și au venit poliția sau s-au anulat. Da, da. Apropo, că tot că vorbeam că ești la liceul de arte și ești pe profil de muzică, pian. Da. Anul trecut în pandemie, adică pandemie, pandemie și acum, când s-a făcut școala online, cum făceai orele la pian? Cum te vedeai cu profesorul pentru, nu știu, pentru muzică, pentru... Cum s-a desfășurat activitatea ta școlară în online, ținând cont de activitatea pe care o desfășori? A fost oribil, mai ales la orele de muzică, cant, pian, pentru că mai erau întreruperi, se auzea cu ecou, pianul cel puțin, nu știu dacă a putut cineva să facă ore la pian, eu nu. Adică, bine, deci, ținând practic, cont tine... că eram și la țară, aveam orga în Târgu Jiu și... Nu. Deci, practic, pentru tine, perioada cu pandemia și școala online, din punct de vedere al pianului, te-a cam afectat. Adică n-ai putut să înveți sau să desfășori activitatea școlară așa cum ar fi trebuit. Da. Și cum ai trecut peste această perioadă? Nu știu cum am trecut, dar știu că eram tot timpul, vai, vreau să înceapă odată școala, că nu mai vreau să stau acasă. Efectiv mă plictiseam în casă, nu mai suportam. Vreau la școală, voiam să stau cu colegii, să văd profesorii,
Păi bine, și la școala online poate stăteai cu colegi, dar acolo avea și alte costumate, pijamaua, fiecare cum era. Da, mai mult camerele... Internetul... Da, mai mult camerele oprite. Deci ați avut și astfel de situații în care n-ați avut, adică vi s-a blocat internetul, vi s-a blocat... Da, am avut. Că de asta stau să mă întreb cum ți-ai desfășurat activitatea, mai ales în condiții în care avut, voi trebuie să avut... mergeți acolo să discutați cu profesorii. Da, am avut perioade în care îmi cădea internetul, era... Deci nu a fost deloc bine. Știu că mai ai o anumită pasiune sau ai făcut 7 ani sport. Da. Dar vom discuta despre această pasiune și poate mă vezi pe mine ceva în pauza publicitară, niște scheme. Cu siguranță. După o pauză publicitară. Aqua Carpatica nu este singura apă extraordinară din România. Avem 60% din izvoarele Europei. Izvoare cu apă folosită terapeutic de acum 1600 de ani. Exportam apă la Constantinopol acum 800 de ani. Ape extrase de la sute de metri adâncime. Ape ce izvorăsc din păduri virgine sau ape premiate internațional. Avem și cea mai pură apă minerală din lume, iar apele din România continuă să se întreacă între ele. Încearcă noul izvor Aqua Carpatica, la fel de pur și cu gust unic datorat concentrației speciale de săruri. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. Momentele de neuitat se petrec într-un loc rafinat. Începând cu luna septembrie, ai la dispoziție cea mai nouă și elegantă locație de evenimente din Târgu Jiu, Dolce Vita Ballroom. Într-un spațiu elegant, Dolce Vita Ballroom organizează nunți, botezuri, aniversări, evenimente corporative sau orice alt eveniment important din viața dumneavoastră. Rezervă-ți evenimentul tău începând cu luna septembrie la Dolce Vita Ballroom, strada Vadului numărul 24, pe centura Jiului, vis-a-vis de sediul Mentor Beton. Detalii și rezervări la telefon 0764 071 771. Viața este un eveniment. Alături de noi va fi unul memorabil. Dolce Vita Ballroom. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Îți dorești o manicură perfectă, schimbare de look sau tratamente faciale? Trend Studio vă stă la dispoziție cu produse de cea mai bună calitate la cele mai mici prețuri. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada 22 decembrie, numărul 11 și la telefon 0765 710 744. Trend Studio, pășește alături de noi într-o lume a frumuseții. Ești în căutarea unei piese de mobilier pentru casa ta, mobilă pentru decorarea sufrageriei, dormitorului, bucătăriei sau a biroului? Marclinic Expo Mob te poate ajuta să-ți găsești ceva pe gustul tău. Vino în Târgu Jiu pe strada Termocentralei, numărul 39 sau contactează-ne la numărul de telefon 0764 882 844. Asigurăm livrarea mobilierului comandat și montarea acestuia. Marclinic Expo Mob. Transformă-ți visul în realitate!
Mirfo Târgu Jiu produce structuri mecanice sudate și prelucrate, linii și echipamente destinate industriilor metalurgice, navale, aeronautice, feroviare, mașini speciale, dar furnizează și piese de schimb pentru variate echipamente și instalații de uz industrial și civil, precum și servicii de reparații și mentenanță. Mirfo Târgu Jiu a lansat pe piață produsul container metalic din panouri termoizolante pentru toți utilizatorii. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Alea Macului numărul 3 sau la telefoanele 0726745748 sau 0253213406. Mirfo Târgu Jiu, garanția bunei calități. Artego S.A., un partener de încredere. Societatea Artego S.A. are experiență reușită de peste 40 de ani în domeniul produselor din cauciuc. Artego este lider autohton pe piața benzilor de transport și unul dintre cei mai mari producători de articole tehnice de cauciuc din lume. Producem la o calitate excepțională, ghidați de cele mai înalte standarde mondiale. Portofoliul nostru de produse cuprinde benzi transportoare, secțiune unde ne aflăm pe primul loc în România și în top 3 european, covoare și plăci tehnice din cauciuc, garnituri presate și profilate, coturi și manșoane, răzuitoare de zăpadă, aparate de reazem, covorașe auto, plus multe alte articole din cauciuc. Societatea Artego mai produce confecții textile, produse de panificație și lactate. Artego S.A., un partener de încredere. Te-ai săturat să iei un pumn de pastile pentru durerile de spate? Cauți un tratament modern pentru a scăpa de durerile cauzate de reumatism? Tratamentul cu laser este soluția modernă. Lumina laserului are efect antialgic, miorelaxant și antiinflamator. Pe scurt, scapi de durere. Scapă de povara durerilor cu ajutorul Centrului Medical Laser Terapie. Vă așteptăm în Târgu Jiu, Calea Severinului, numărul 82 sau la telefon 0786-717-506. A revenit la a doua parte a emisiunii Cultura în Imagini cu invitata mea din această seară, Anastasia Văduva. Hai să vorbim despre pasiunea ta, dar înainte să vorbim despre a doua pasiune, aș vrea să-i spun colegului nostru Cătălin Pasăre la mulți ani și să-i transmit pe această cale că sunt foarte bune prăjiturile. Și îți mulțumim că ne-ai lăsat și nouă. Sunt de acord. Au fost bune, da? Da. Văd că ai foarte multe mesaje de la colegi din Bustuchin care te urmăresc. Am văzut că unii fac reclamă și la echipa de fotbal din Bustuchin. Nu-i problemă, facem reclamă și la echipa de fotbal. Facem. Că tot vorbim de comuna ta. Și de ce am făcut puțină trimitere la echipa de fotbal din Bustuchin? Ca să mergem în urmă, la cealaltă pasiune a ta. Ai făcut 6 sau 7 ani arte marțiale. Da. Deci trebuie să avem grijă colegii cum vorbim. Așa, cum ai ajuns să faci arte marțiale? Ce te-a îndrumat? Sau cine te-a îndrumat să mergi spre acest sport? Dacă mă credeți sau nu, tot bunica. Ar fi trebuit ca la a doua parte a emisiunii să o aducem și pe bunica lângă noi, că văd că te susține în toate ce faci. Bravo. Da, chestia e că eu am fost contra, total. Eu eram, da, eu fată, mă duc să iau bătaie, nu, că cine știe ce se întâmplă. Și m-am dus prima dată, nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut deloc și am zis nu mai vin. Și peste 2 săptămâni, timp în care bunica se tot ruga de mine, hai, mai încearcă o dată, nu știu ce, m-am dus. Și știu că, nu mai știu, făcusem ceva bine și a venit antrenorul și mi-a zis bravo, nu știu ce, și m-a motivat. Și de atunci... Unde ai făcut? În Târgu Jiu ai făcut? Nu, tot în Bustuchin. Tot în Bustuchin? Da. Deci, totuși, acolo în Bustuchin se face și sport, uite, se descoperă și talente. Înseamnă că este o comunitate în care mai putem găsi tineri să-i aducem în această emisiune. Da. Bun, deci, te-am motivat. Ce ai făcut mai departe? Totuși, am înțeles la tine că ai centura neagră și un dan. Da. La 16 ani. Păi, am continuat, am mers în competiții. Care a fost prima ta competiție la care ai participat? Cred că la Slatina sau la Târgu Cărbunești. Și în ce constau aceste competiții? Bă, noi suntem urcai în ring, că nu mă pricep la sportul, te urcai în ring sau ce? Ce constau aceste competiții? Nu era vorba chiar de ring, era vorba despre un teren care depinde, avea ori 3 arbitri, ori 5.
Și erau două probe, gata și cumite. La prima probă trebuia să facem un exercițiu de autoapărare cu un adversar imaginar, iar la a doua probă ne băteam, da. Ne luptam pe bune cu alții. Bine, bănuiesc că fetele cu fetele, băieții cu băieți. Da, 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 fete cu fete, băieți cu băieți, da. Și ai participat la astfel de competiții? Da. Și câte competiții ai avut sau nu le mai ții numărul? Foarte multe, nu, chiar nu le mai țin minte pe toate. Și aici, de exemplu, dacă la festivalul de folclor unde ai participat se dădeau premii 1, premii 2, mențiune, acolo tot așa, ai câștigat da. Premii sau cum? Da, era doar 1, 2 și 3. Ne dădeau diplome și medalii și aia era. Și ai avut și premii câștigate? Da, foarte multe medalii, cred că undeva la... Nu le mai țin, chiar nu le mai țin minte numărul, dar sunt destule. Și în cât timp ai ajuns de la centura, prima centură, că nu mă, eu știu doar centura mea de centura la albă. Buci, altceva, nu știu, la centura albă până la centura neagră, în cât timp ai făcut în, trecerea aceasta? 7 ani. 7 ani? În această perioadă, după care a fost chestia cu pandemia, cu carantina și de acolo nu m-am mai dus. După care am început, adică a fost cu școala, știu că cursurile de karate le făceam în timpul săptămânii la Bustuchin și nu puteam tot timpul să mă uit pentru că să mă duc pentru că școală. Și na, mi-a fost puțin greu. Deci practic te-ai lăsat într-un fel de sport da. Ăsta. Și nu-ți pare rău? Ba da. Că te văd că în momentul în care vorbești de acest sport, se vede la tine că totuși ai pus suflet în ce ai făcut da. Și acolo. Da. Să știți că și acum mai am momente când îmi găsesc kimonoul de la karate, costumul și mă uit așa și mi-aduc aminte. Acum, ca spirit de glumă, nu s-a întâmplat vreodată să le încurci, te duci costum popular la karate? Nu, dar să știți că la niște filmări am făcut puțin antrenament cu colegii în costum popular, da. Asta n-am văzut niciodată, asta m-a trebuit să vedem atunci, de mod de costum popular, cum faci diferite scheme de arte marțiale. Nu, ceva exagerat, da. Deci, și tot apropo de această pasiune a ta, la competițiile în care mergeai, vinea și bunica cu tine? Da, tot timpul. Și a învățat și bunica ceva? Bunica știa de mult. Nu, ai învățat și pe bunica ceva? Da. Să știți că... Deci colegii aveți grijă acolo, la rege, să o supărați pe bunica. Să știți că la un moment dat se ruga antrenoarea, Alina Băluță, și de bunica să se apuce. Nu știu dacă în spirit de glumă, dar eu nu luam în glumă. Ar fi fost și eu să te vedem pe tine și cu bunica cum făceați. Da, mă luptam cu bunica. Am văzut că ți-a scris cineva, da, te iubești și a zis că e mama. E mama. Da? Da. Este alături de tine. Tot timpul. Și te susține. Ce a zis mama ta când a văzut că ai pasiunea asta pentru muzica populară sau când te-ai dus la arte marțiale, adică ceva de fata mea s-a apucat de karate? Și a văzut și mesajul care l-a scris aici, a spus că te iubește. Da. Păi și mami mi-a fost alături tot timpul. A fost un fel de bunica 2, să zic așa. Deci ai 2 bodyguards după tine în permanență. Da, bine. Mama este plecată în Italia. O să se întoarcă acasă cât de curând. Da. Dar până e mama, până vine mama, e bunica. Bănesc că mama ta acum se uită la emisiune și de acolo, de unde este foarte mândră de tot ce ai făcut până acum și... Știți cum e, părinții când pleacă în afară, pleacă tot pentru copii, da. Să-i ajute și să... Da. Din păcate, asta este România. Avem tineri frumoși și în loc să ținem părinții lângă ei ca să-i crească, trebuie să plece în afară. Asta e țara în care trăim, din păcate. Da. Bun. Și revenim la pasiunea pentru karate. Da. Da? Deci ai participat la foarte multe competiții sportive și mergeai în paralel și cu karatele și cu muzica populară? Da. Cum reușeai să le... Că bănuiesc că ai avut situații în care, nu știu, poate greșesc. Sâmbătă la 10 aveai, nu știu, competiție sportivă și seara trebuia să mergi la un festival am sau... Am avut situații când am avut demonstrații și spectacole, una după alta, în acea zi. Adică cum? Ai avut și competiție sportivă și... Da. Și cum ai reușit să le împaci? Știu că în primul an, când... tot în comuna Bustuchin, bineînțeles, în spectacol aveam muzică,
am cântat în spectacol și imediat după aveam demonstrații de karate și știu că eram foarte stresată că nu aveam timp să mă schimb. Și știu că... Păi să te duci direct în costumul popular, să te duci la demonstrații. Și din ce făceai demonstrații, să cânt o melodie acolo. Așa, și cum ai reușit până la urmă? Știu că în primul an, nu, adică m-am grăbit, chiar m-am grăbit, dar nu am reușit să mă schimb la timp. Și na, deja colegii începuseră fără mine demonstrația. Am apărut și eu pe scenă undeva pe la mijloc, dar na, am stat puțin mai în spate să nu se vadă, până acolo direct. Dar în al doilea an știu că am încercat să fac tot posibil să vorbesc cu antrenorii, cu profesorii de muzică, să le pun în așa fel încât să am măcar 10 minute timp. Și te-au înțeles? Da. Deci te-au susținut. Da. Asta e foarte important. Că cei care, uite, formează tineri și dacă prima parte am vorbit de domnul Făciu, în a doua parte, practic, vorbim de antrenorul de la karate. De la și karate. Poate ar trebui să te întorci la această pasiune dacă vei avea timpul necesar. Da, dacă o să am timpul necesar și ocazia, cu siguranță. Uite, să nu uităm un lucru. Dacă în prima parte am dat numele celui care te-a descoperit din punct de vedere artistic, în a doua parte, hai să spunem și de cel care te-a descoperit din punct de vedere sportiv și te-a dus la nivelul de centură neagră și un dan. Ce să mai spun? Sensei Simion Băluță și soția sa Alina Băluță, ei au fost cei care m-au descoperit din acest punct de vedere și cred că fără ajutorul lor nu... Uite, n-ai fi reușit. Am remarcat... iar ceva la tine în cadrul acestei emisiuni. Când ai vorbit de acești oameni care te-au format, practic se vede în ochii tăi că ai un respect foarte mult pentru ei. Da. Cât de mult înseamnă acești oameni pentru tine și dacă ai recomanda altor copii să meargă la ei ca să fie formați? Da, cu siguranță le recomand și credeți-mă că peste tot pe unde mă duc, dacă vine vorba de karate, de muzică, le zic numele. M-a ajutat foarte mult, ei înseamnă foarte mult pentru mine, pentru că, cum am zis, cred că fără ei nu aș fi ajuns aici, niciodată. Și fără bunica. Și fără bunica. Trebuie să nu se... Hai să spunem și de bunica, ca să nu se supere bunica. Intră acum și face pe aici scandal. Mai ales dacă a fost la festivalul de arte marțiale cu tine, poate... Da. Bun. Uite, tot așa mă gândeam la aceste festivaluri de sport, competiții sportive. Care a fost cea mai mare bucurie a ta? Bănuiesc când ai obținut centura neagră și... Dacă ai avut și vreo dezamăgire, ca sportiv mai ai și anumite dezamăgiri. Și cum ai trecut peste acea dezamăgire? Dacă ai avut o astfel într-o anumită competiție, nu știu, să ai impresia că ai fost depunctată, că nu ai fost notată corect, că ai fost defavorizată. Cum ai reușit să treci peste aceste mici eșecuri? Nu știu, mă gândeam tot timpul că așa a fost să fie și probabil... E bine că s-a întâmplat să învăț din chestia respectivă. Și nu, a durat, era de moment, eram nervoasă de moment, dar după când plecam acasă, când deja mă schimbam în haine normale, îmi trecea. Ai avut și astfel de situații în care ai fost dezamăgită și în acele situații îmi spuneai, gata, de mâine mă las, nu mai mă duc pentru că nu se pare mie corect. Da. Și cine reușea să te aducă? Tu găseai puterea să treci sau aveai nevoie și de... Îmi găseam consolare singură, chiar eram nervoasă, bunica niciodată nu se băga când eram nervoasă, că na, zicea, las că-i trece și într-adevăr îmi trecea. Adică am găsit singura alinare pentru, am trecut peste singură. Revenim puțin la muzica populară, până la urmă pentru tine muzica populară te reprezintă, dar doar am vrut să vedeți cum se îmbină muzica populară cu artele marțiale. Tu asculti muzică populară? Da. Care sunt interpreții tăi preferați și cei care sunt acum și cei care au plecat dintre noi și ce ai învățat de la fiecare sau ce vrea, care ar fi acel interpret pe care îl urmezi, să zic, uite, mie îmi place X și aș vrea să ajung și eu poate la un moment dat chiar mai bun decât el. Cred că cel mai mult și cel mai mult o urmăresc pe doamna Roberta Crintea. Adică tot timpul, dacă văd o melodie, chiar dacă o știu, acolo sunt.
dintre cei care nu mai sunt în viață, cred că cel mai mult sunt atrasă de filofteală, cătușul. Cred că cel mai mult. Apoi, cred că de Maria Apostol. Dar doamna Maria Ciobanu încă este în viață, da, dar când vine vorba de doinele ei, s-a terminat totul. Îmi plac foarte mult doinele dumneei și... Și le și cânt. Da, le și cânt. Cred că am foarte multe doar de la dumneei. Dacă am vorbit de o melodie preferată, care ar fi acea melodie? Care o cânti de foarte multe ori și o și trăiești, nu știu, bine, de fapt trăiești toate melodiile care le cânti. Dar mai sunt artiști care spun, uite, mie îmi place foarte mult melodia A sau B sau C. Chiar doina doamnei Maria Ciobanu, Pe un drum bătrân de țară, cred că melodia aceea e, face parte din mine. Când o cânt, o simt din tot sufletul meu. Și pe un drum bătrân de țară te duce poate de gândul la localitatea, da, la comuna ta. Da. Uite, chiar apreciez acest lucru la tine, încă o dată ce am spus și prima parte a emisiunii, că iubești portul și văd, da, că îl porți cu mândrie. N-ai treabă dacă mergi așa pe stradă să... Niciodată. Îmi, da, place. Știi că am avut, chiar discutam săptămâna trecută cu cineva într-o zonă a țării, în Maramureș, care o să fie invitat săptămâna viitoare în cadrul acestei emisiuni și spunea că, domnule, să uită unii la mine de pacaj, ce că merg cu circul pe stradă. Și tot așa, purta cu mândrie portul maramureșan. N-ai treabă să, că zice X, uite cum ieși pe stradă sau... Nu am, nu. Deci n-ai treabă cu... Nici o problemă cu asta, nu. Bravo, felicitări. Și văd iar la tine că vorbești despre satul românesc. Apropo, când mergi la țară de sărbători, mergi la biserică? Da. Felicitări, că din păcate sunt din ce în ce mai mulți tine, puțin tine care merg, da, la biserică. Da, așa este. Dar, da. Tu de ce mergi la biserică? Uite, chiar sunt curios. Ce poate să răspundă un tânăr de 16 ani? De ce merge la biserică? Sunt foarte credincioasă în mod normal, adică eu consider că lăsând profesorii, lăsând-o pe bunica deoparte, fără Dumnezeu nu aș fi ajuns aici. Adică cred că a fost mâna lui în toate. Și îmi place să merg la biserică, să mă rog, să stau la slujbă. Îmi găsesc liniștea. Vreau să mai repet încă o dată ceva. A fost mâna lui în toate? Da. Deci, practic, înainte, deci, pe lângă bunică, profesori, mamă, e și Dumnezeu. Da. Frumos. Înaintea tuturor. Bravo. Deci, la 16 ani, dacă gândim așa, avem viitor. Și, încă o dată, ce am spus și în prima parte a emisiunii, județul Gorj are tineri frumoși și talentați. Și uitați, avem pe cineva la noi în studio care ne demonstrează acest lucru. Bun, deci îți place foarte mult satul românesc, mergi la biserică, porți portul popular, da? Da. Văd că ai și artiști pe care îi admiri și vrei să ajungi ca ei. În perioada următoare, ce vrei să faci? Am înțeles că ai vrea să te apuci să faci tu melodiile tale sau să găsești pe cineva cu care să colaborezi. Sau da. Ai vrea să scoți probabil și un album în viitorul apropiat, da, sau îndepărtat. Cu siguranță, cu siguranță îmi doresc aceste lucruri. Da. Și cum crezi că vei reuși toate aceste lucruri? Tot cu Dumnezeu? Tot. Clar. Tot cu Dumnezeu. Ai încercat să-ți compui melodii? Da, chiar am încercat. Am niște chestii, niște notițe. Da? Și da, când îți compui aceste melodii, la ce te gândești? Și uite, spune două, trei versuri compuse de tine. Sau dacă ai ceva acum care îți vine rapid în minte. Nu, acum sigur nu-mi vine. Am înțeles. Avem și emoții, trebuie să înțelegem. Da, exact. Bun, când stai în fața hârtiei și începi să pui pe hârtie gândul sau versul, la ce te inspiri cel mai mult? Sau unde se duc aceste versuri? Sunt mai multe subiecte, adică de multe ori când compun versuri de dragoste, de multe ori de natură, codru. Da? Da. Te-ai gândit să compui o melodie pentru bunica ta, pentru mama ta? Da.
Da, da, da. M-am gândit. Și ai început să lucrezi la ele sau încă nu? Încă nu. Trebuie să caut niște idei bune să... Acum, de exemplu, bunica și mama ta nu ne aud că tu te gândești să le compui o melodie și probabil în perioada următoare o să le pregătești o astfel de surpriză. Da. Uite, acum nu știu dacă... Da, cred că putem să facem și acest lucru, că tot vorbeam de muzica populară. Crezi că ai putea să ne cânti ceva? Așa? Da, cu siguranță. Uite, hai să, nu știu, să ne cânti o melodie la rece, cum se spune, nu? Fără acompaniament. Te-am luat prin surprindere cu faza asta. Da, dar poți să zici că mă așteptam. Așa se întâmplă în cadrul acestei emisiuni. Nimic nu este regizat. Hai să cânt, uite, cântă-ne o melodie, că ne apropiem ușor, ușor de finalul emisiunii și cei care ne urmăresc să-ți audă și vocea la rece. De dorul gorjenilor mă duc ca pasărea în zbor. De dorul gorjenilor mă duc ca pasărea în zbor. Peste codri și câmpii, la oltejilor și jii. Peste codri și câmpii, la oltejilor și jii. Deci, de-aia chiar mă uitam acum că citeam niște mesaje și văd că foarte multă lume te încurajează. Deci, bine, acum regret, adică îmi cer scuze că am avut mici greșeli pentru că sunt răcită. Nu știu, eu care nu mă pricep foarte bine la muzică, mie mi-a plăcut cum ai interpretat și de asta mă uitam și citeam și mesajele. Da, care... tocmai ce ziceam săptămâna trecută, am lipsit pentru că am fost răcită. Plus că trebuie să recunosc că, practic, înainte de emisiune te-a spus că nu o să cânti. Da, exact. Și te-am luat puțin prin surprindere. Nu, și da. Deci am făcut acest lucru. Vedem de foarte multe ori la anumite posturi naționale că vin oameni și pun CD-ul în spate și stau cu microfonul acolo și spun și... Dar am vrut să le arătăm celor care ne urmăresc acum că tu chiar ai talent și te-am ascultat înainte de emisiune. Am vrut să le demonstrăm oamenilor că ai talent și poți să cânti la rece, cum se spune. Da. Da? Ai mai fost pus în astfel de situații? Da. Da. Uite, ai participat la tot felul de manifestări. Eu de obicei întreb altceva, nu întreb care a fost cea mai frumoasă manifestare sau cel mai frumos eveniment. S-a întâmplat vreodată să mergi la un eveniment, să fii pus într-o anumită ipostază mai puțin plăcută și să treci cu zâmbetul pe buze și să le demonstrezi celor de acolo? Stai așa, că eu știu cine sunt și vă demonstrez ce știu să fac. Da, am pățit la evenimente. Dacă le poți spune un astfel de eveniment. Țin minte că... Știu că ne pregăteam de plecare și lumea se distrează, bea, mănâncă la evenimente și ne pregăteam să strângem și au văzut invitații, mă rog, cine mai rămăsese și a început să facă puțin scandal un om de acolo și să vorbească foarte urât pentru că a văzut că strângem și că de ce plecați, că nu, că v-ați venit să cântați, stați aici. Și ați trecut peste momentul ăla. Da, am trecut. Am mai stat puțin să-i treacă supărarea și am plecat. Sau ai avut situații... Na, în momentul în care apari acolo în fața lor, 16 ani, ce știe să cânte? Da. Ai avut și astfel de situații? Da, da, da. Și cum le-ai demonstrat? Stați exact ce spuneam înainte. Eu știu ce pot, hai că mă arăt și vouă. Da, lăsam, mă încălzeam puțin, nu le arătam ce și cum, iar când intram în pâine, să zic așa... rămâneau puțin. Câți ani ziceai că ai? Doar 16, nu cred. Păi nu, și e senzația aia, în momentul în care vezi, și am trăit-o și pe propria mea piele, în momentul în care vezi că apare un copil, un tânăr, zici, stai să vedem ce știe să cânte. Și am avut situații în care tinerii au fost denotați acest. Da. Multe ori chiar peste unii chipurile cu anumită experiență în acest domeniu. Deci ai avut și astfel de situații. Da. Bun. Revenim iar la festival. În perioada următoare vei merge la festivaluri? Sau ai ceva programat sau încă nu se știe, datorită pandemiei în care ne aflăm? Momentan nu știu nimic. Într-adevăr, în perioada aceasta aveam un concurs la Constanța,
Colegele mele de la liceu au participat. Eu fix atunci am răcit și din păcate n-am mai putut să mă duc să filmez pentru concurs, pentru că preselecția era online, dar concursul în sine, cine trecea preselecția, era pe scenă, formație, public și așa mai departe. Și bă, mi-a părut foarte rău că nu am putut să mă duc, dar asta este, am zis, n-o fi ultimul. Las că o să mai fie festival. Bine, că ziceai că ești răcită. Și acum, seara asta, ești puțin răcită. Da, e dar pe cu toate terminare. Acestea, uite că ai cântat frumos. Și îți mai fac o mică surpriză. Acum o să intre colegul meu să spună că le-am apropiat de finalul emisiunii. Înainte să fac eu finalul, cum au învățat colegii mei să-l fac, hai să ne mai cânti ceva. Pe un drum bătrân de țară trecui și-n astă vară, mă opri la vechiul tei unde-n trecui anii mei. M-așezai la umbră deasă, pe o pajiște frumoasă. Lai, 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 lai. Anastasia, felicitări. Mulțumesc. Îți mulțumesc că ai acceptat să vii la această emisiune. Cu mare drag. Abia aștept să mai vin în cadrul altei emisiuni și să mai discutăm despre pasiunea ta și de ce nu, când vei lansa un album, să ne inviți și pe noi. Cu siguranță o să vă invit, cu cea mai mare plăcere. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. V-am demonstrat în această seară că acest județ are tineri frumoși și talentați și în următoarea perioadă vom mai aduce tineri în acest studio pentru că avem ce promova. Noi ne vom vedea săptămâna viitoare la o nouă emisiune culturală în imagini. Până atunci vă doresc o săptămână cât mai bună și plină de realizări. Bună seara!